Salut! Există mulți utilizatori care și-au cumpărat termostatul 091 FLRF pentru că la momentul respectiv și-au dorit un termostat programabil, dar ulterior, din diverse motive, și-au dat seama că nu își mai doresc ca termostatul să respecte niște programe și întreabă cum pot să pun termostatul FLRF să lucreze pe mod manual. Termostatul nu are un mod manual propriu zis care să se activeze dintr-un buton, dar există un procedeu prin care pot foarte simplu să-l trec într-un mod care este oarecum identic cu modul manual. Cum pot să fac acest lucru? Prin egalizarea celor două temperaturi, temperatura de confort și temperatura redusă. Deci, practic, în momentul de față pe ecran am simbolul soare, o să editez cu ajutorul tastei Temp Valoarea de temperatură pentru soare este 20 de grade. Să zicem că vreau să am 21 de grade permanent în casă. O să activez, o să confirm 21 de grade pentru valoarea soare, iar pentru valoarea lună vreau să egalez temperatura. O să selectez și aici 21 de grade. În momentul în care cele două temperaturi au o valoare egală, indiferent ce program orar am aici, adică indiferent dacă sunt pe segment cu pătrățică plină sau segment gol, termostatul va prelua o temperatură de aceeași valoare, deci practic anulează toate programele. Așa este cum modul prin care puteți să folosiți într-un mod, cum se arce manual termostatul 091 FLRF. Dacă v-a ajutat acest video scurt, vă rog să-mi dați un like și subscribe. Mulțumesc!